Mi-am pus coroniță pe cap, precum o sânziană, pentru că așa pe timpuri, în 24 iunie, de sânziene, fetele obișnuiau să-și împletească coronițe cu flori de câmp sânziene, flori albe, flori galbene și le puneau pe cap în această zi de sărbătoare, iar la sfârșitul zilei ele aruncau pe o apă curgătoare sau, dacă voiau să știe când se mărită, le aruncau pe acoperișul casei și coronița acelei fete care se oprea pe acoperiș simboliza faptul că acea fată mândră, frumoasă, bună de măritat, chiar se mărită în acel an. Dragilor, sunt la ospățul sânzienelor sau, mai bine spus, un eveniment frumos în care se adună multe, multe femei ce venerează ghia. Ghia tradițională, ghia românească, o venerează nu doar astăzi, ci în fiecare zi a anului, ori femeile care s-au adunat aici chiar iubesc folclorul. Este când vezi asemeni femei de-au de tine, care sunt frumoase, care poartă mie, care au venit aici netrase de nimeni cu desila. Mie îmi spune Nata Albă, eu reprezint asociația ca lumea. Aceasta este Nadia Daria. Bravo! Eu sunt Daria Lilie. Noi deja 6-lea an la rând împreună. Mă bucur că reușim să vă motivăm, să vă luați istoria cu voi. Tot ce aveți mai scump, de la mame, de la bunici, de ce ați cusut voi poate și să veniți aici. Vă mulțumim din suflet că rezonați cu noi și că duceți tradiția mai departe, însemnând că ați luat și copiii cu voi, să le povestiți despre ei și să le povestiți cât de magică este această piesă vestimentară. Că nu e o simplă cămașă, dar e o cămașă minune. Așa este sau nu? Da! Da! Hai, hai, să închinăm cu fiecare, să închinăm cu fiecare. Ai la 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 un popas în care au socializat, au mâncat plăcințele, au ascultat muzică, le-a cântat fată cu cobză și crenguță de iedere. Fetele urmează să facă un înconjur în jurul lacului de la Valea Morilor, după care la rotundă o să facă fotografii și o să mai socializeze. Ce înseamnă pentru tine ghia? Dragoste pentru totdeauna. Ghia este valoare, înseamnă crenguță de iederă, muzică folclorică și celul familie. Tu de ce ți-ai pus coroniță pe cap? Sunt o sânziană cu opoziție. Am stat în Franța 7 ani și apoi am venit în Marea Britanie de 5 ani, deci aproape 13 ani în diasporă. Ador tradițiile noastre și prima dată când a fost organizată ziua universală a ghiei, era în 2013 și am organizat cu studenții din asociația ADERS, erau studenți originari din România și Basarabia și am organizat împreună această sărbătoare. Deci ce vedeți aici astăzi, noi tot am pornit în 2013 la Strasbourg, cu această ocazie, este porchia, o port cu mândrie, asta e de la bunica. Și o port cu mândrie. Astăzi, în fiecare an, am purtat ghii diferite pentru că scopul meu este să colecționez mai multe ghii. An de an, tu reușești să aduni foarte multe femei în ghii. Cum îți reușește și cum a venit inițiativa? Inițiativa s-a născut acum 6 ani. Să adunăm iubitoarele de ghii, să adunăm iubitoarele de frumos, cei care vor să perpetueze tradiția asta minunată pe care o avem noi și prin care dăm mai departe copiilor, generației tinere, ideea că ghia, că portul nostru tradițional e tot ce avem mai scump, este cartea noastră de vizită cu care putem să mergem în lume oriunde, fără să ne fie rușine, pe care o putem purta zi și noapte, iarnă și vară, în împrejur, fără să se demodeze.
2019 este celebrată Ziua Universală a Iei. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru voi am fost eu, Stella Botez, păstrați Ia!